Continuăm discuția cu domnul Ionel Bogdan, președinte al Consiliului Județean Maramureș, să vedem situația sistemului de management integrat al deșeurilor și a centrului de la Sârb-Fărcașa. Ne-am oprit la Victor Construct. Da. Asta înseamnă că ceea ce a realizat Victor Construct, această firmă, nu mai e valabil? În mod evident că lucrările pe care ei le-au executat acolo, că altfel nu câștigam nici în instanță, au fost neconforme. Deci, practic, lucrările respective au și cauzat alunecările de teren din amplasament. Mai mult decât atât, ulterior s-au făcut N expertize tehnice, expertize de laborator privind solul, privind adâncimea. S-au făcut și acele ancore care să țină în siguranță amplasamentul și până acum lucrurile stau destul de bine din acest punct de vedere, adică n-am mai alunecat considerabil, că alunecări au mai existat, dar nu considerabile. S-au mai făcut niște lucruri acolo, însă acum pentru noi cel mai important este acest rest de executat pe care l-am licitat anul trecut. Am semnat contractul în 5 aprilie și din 5 aprilie suntem tot în partea de proiectare. În august ne-au prezentat proiectul tehnic, iar acum suntem în faza în care se analizează cu experții noștri cooptați ca și supervizori pe acest proiect și vreau să vă spun că am cooptat șeful catedrei de geodezie de la Universitatea București. Deci, practic, mai mult de atât în țară nu avem de unde să luăm. Nu sunt experți? Sunt foarte puțini experți. Adică îmi spunea șeful catedrei de geodezie de la București că sunt vreo 3-4 în țară pe care poți să te bazezi că îți livrează ceva serios pe un amplasament de genul ăsta. Acum, una este să faci un drum județean pe o anumită zonă cu diverse alunecări și alta este să faci un depozit de deșeuri care va avea o capacitate de peste 450.000 de metri cubi. Iar adică asta înseamnă aproape 500.000 de tone de deșeu compostat. Gândiți-vă la greutatea pe care o are, pentru că nu platforma este cea care e afectată foarte tare. Eu n-am dat drumul acolo la TMB pentru că totuși transmite, utilajele acelea vor transmite niște vibrații care pot să afecteze Bun, și mai tare. Dar în momentul în care va fi funcțional, solul, tot se va transmite vibrație puternică. Da. Noi acum avem o situație în care restul de executat este de 150 de milioane de lei, deci vorbim de 30 de milioane de euro la cursul euro de acum. Bani practic sunt pentru consolidare. E o discuție pe soluțiile de unde tehnice. Aveți certitudinea că cei care se vor Doamnă, ocupa de lucrare nu vor face ca și SC Victor Construct? Nu am nicio certitudine. Și ca să vă spun foarte serios, la CNSC contestația a fost câștigată de un antreprenor în instanță de alt antreprenor. Deci, practic, pot spune că n-am ales noi. Au fost verificate aceste firme ca să nu fie cu probleme, să nu aibă cazier? Evident. Da. Evident. Aceasta a fost prima... Au lucrări similare, să spunem, în... Conform legislației în vigoare, da. Nu pot să excluz un antreprenor doar pentru că mie îmi place sau nu îmi place de antreprenorul respectiv sau mie mi se pare că ar fi mai bun celălalt. Nu ai cum să excluzi astfel dintr-o licitație un antreprenor. Atunci, merge tot pe pentru un că risc câștigă în instanță. Lucru care s-a și demonstrat de altfel. Nu am la CNSC, care are un grad de acuratețe pe deciziile lor de 97%, deci 97% din deciziile CNSC rămân în vigoare și în urma instanțelor la Curtea de Apel. În cazul nostru, la Curtea de Apel a câștigat un alt antreprenor decât cel de la CNSC. Deci, acestea sunt lucruri care nu țin neapărat de noi. Noi am făcut absolut tot ce, și credeți-mă, am făcut absolut ceea ce mi-a stat în putință să avem. Dar partea de proiectare, de reproiectare, este apanajul constructorului actual, la fel ca și partea de execuție. Sigur că e foarte dificil acum, chiar dacă finalizăm în luna noiembrie sau în luna octombrie partea de proiectare, să ne apucăm de lucrări în decembrie. Dumneavoastră, în prim termen avansat,
ați dat drept decembrie 2023. Nu e un prim termen, e un ultim termen. Ultimul termen este acela. Evident. Este ultimul termen. Rămâne termenul acesta? S-ar putea să beneficiem, poftim? Sau credeți că îl terminați mai repede? Mai repede nu văd cum se termină. Nu, nu văd cum, pentru că totuși sunt... Adică lucrările ar putea începe doar în primăvară. S-ar putea să existe lucrări care să poată fi realizate și pe timpul iernii, dar lucrările de consolidare serioase nu văd cum pot fi realizate pe timpul iernii. Mai sunt unii specialiști care nu au încredere în acest mit și spun că nu se va putea realiza, cunoscând zona. Repet, și asta trebuie să înțeleagă telespectatorii noștri, nu că nu au încredere în SMID, nu au încredere în terenul de amplasament. Și aici eu vă spun un lucru, pentru că e important și dacă circulați pe drumurile publice din județul Maramureș, veți vedea că ceea ce spun este real și toți locuitorii județului Maramureș știu acest lucru. Nu există un drum național, un drum local, un drum județean care să nu aibă alunecări de teren. Tot terenul din județul Maramureș este un teren, îmi pare rău că trebuie să spun, prost pentru astfel de construcții. Adică este un teren cu o fundare foarte slabă. E acel adea, cum se zice la țară, acel teren care este extrem de lipicios în momentul în care vine în contact cu apa și când se usucă, crapă tot și se fac niște crăpături așa în teren. Ați văzut, DN18, alunecări de teren, pe patru locații avem alunecări de teren, că de asta nu s-au finalizat anul ăsta întreg DN18 100%. S-au făcut fundări, s-au făcut încă, s-au testat încă câteva soluții, vom vedea anul viitor. Sper să fie totul în regulă. Dar știute fiind aceste aspecte... Ascultați-mă un pic. Deci pe DN18B, pe DN18 în Gutin, pe DJ, pe drumul Nordului, la Ariniș, într-o zonă dreaptă, au fost alunecări de teren și n-au putut să fundeze bine. Fundații au trebuit suplimentări acolo de aport și așa mai departe. Deci pe fiecare drum județean avem alunecări de teren. Pe asta fiecare drum național. Știute fiind aceste alunecări și instabilitatea terenului, firmele care există execută soluții. Lucrări nu ar trebui să gândească altfel sau cele de care proiectează orice lucrare? Eu vă spun, în perioada de depunere a ofertelor am făcut o chestie în premieră. Deci, pe lângă faptul că am prelungit de la 45 de zile depunerea ofertelor la aproape 70 de zile, am dat posibilitatea antreprenorilor să vină, să-și ia probe din teren, să vadă amplasamentul, să ceară documente suplimentare. Practic, le-am dat tot ce au avut nevoie pentru a-și putea întocmi ofertele, astfel încât să fie în concordanță cu ceea ce avem noi acolo. Să știți că sunt companii care n-au venit la licitație pentru publicitatea negativă pe care au avut-o acest proiect. Nu pentru că nu se putea. Și vă dau un exemplu. Iridexul, care are și Iridexul este o companie foarte mare românească, dar are și o parte de construcții cu care au construit depozite de deșeuri în mai multe zone din țară. Ștrabag, la fel, n-au vrut să vină, au zis nu, eu am anunțat toate companiile mari din țara asta și care sunt prezente în țara asta, sperând să am un antreprenor cât mai puternic care să poată susține aceste și dacă lucrări. Prin absurd, domnule președinte, acest proiect nu va putea fi realizat? Dacă nu va fi realizat, în paralel, noi oricum gândim și soluții alternative. Dar deci se pierd banii. Vă spun, nu stau... Dar se pierd banii. Se vor pierde banii doar pe partea care este neexecutată. Nu se vor pierde banii pe întreg proiectul, pentru că așa cum v-am spus, o parte importantă din proiect este deja realizată. Planul B, pentru care ați fost acuzat că nu l-ați terminat încă, nu ați venit evident cu planul B, în ce stadiu se află? Adică ați discutat la un moment dat despre o platformă la Satul Lung, nu? Nu am discutat, am demarat. Ați demarat deja. Da, bun. Doar că pe fiecare proiect noi trebuie să respectăm legislația, nu putem să o sărim. Am încercat, am dat stare de alertă pe deșeuri, sperând că pot să scurtcircuitez termenele la mediu, că acolo e principala problemă. N-am reușit. N-am reușit pentru că legislația este foarte rigidă pe zona de mediu. Drept urmare, a trebuit să fac plan urbanistic zonal. A durat aproape 7 luni de zile numai planul urbanistic zonal ca să treacă de dezbateri publice, de toate chestiunile legate de
planul urbanistic zonal. Am avut dezbatere pe mediu, avize pe mediu, inclusiv pe planul urbanistic zonal. Acum suntem pe partea de aviz de mediu la studiul de fezabilitate. Chiar astăzi a existat ședința CAT de la Agenția de Mediu. Încă n-am rezultatul de acolo. Sper să fie unul cât mai cu termene cât mai scurte. Deci, practic, degeaba am banii alocați în buget, am identificat resurse bugetare, am alocat pentru anul acesta, am dat drumul la lucrările pentru drumul de acces cu compania de drumuri și poduri, am încercat să scurtcircuitez toate termenele, dar nu pot să fac până nu am, și nici drumul n-am putut să-l fac până n-am avut puzul, pentru că riscam să intru în zona penală. Până la urmă... Înțeles. Deci, acolo este un... În concluzie, nu este neapărat, deocamdată gunoarele se duc. Deci, statul nu este doar un plan B. Este un plan inclusiv de eficientizare, în cazul în care finalizăm Fărcașa, să eficientizăm tot ce înseamnă managementul deșeurilor printr-o sortare și acolo compostare și așa mai departe. Sunt câteva elemente foarte, foarte, foarte bune pe care vrem să le facem acolo, dar în cazul în care lucrurile nu funcționează la Fărcașa, atunci tot TMB-ul, toate dotările de acolo le vom muta la satul lung și vom face activitățile acolo. În schimb, una dintre problemele pe care le vom avea și acolo și oriunde în altă parte este cu partea de depozitare finală. Pentru că nimeni nu este de acord să ne dea acest accept. Apoi, gândiți-vă că până în 2022, în luna aprilie, guvernele care s-au perindat pe la Palatul Victoria, miniștrii mediului, nimeni nu a venit cu o reglementare clară prin care să dea posibilitatea autorităților publice locale să exproprieze teren pentru astfel de investiții. Dacă aș fi avut această posibilitate în 2020, adică la începutul mandatului, aș fi făcut-o și aș fi mutat cu toate riscurile depozitului de acolo. Se putea face acest lucru. Acum nu se mai poate, degeaba mi-au dat legea anul ăsta, pentru că nu mai am timp să obțin autorizația de mediu. Autorizația de mediu pentru un depozit de deșeuri îmi durează minimum un an de zile. Minimum. Plus puzuri, v-am spus. Deci doi ani de zile stăm pe documentații. Deci nu mai am timpul necesar astfel încât să fac acest lucru și atunci mă duc pe variante alternative. Pentru că mai am câteva întrebări punctuale și o să vă rog să ne răspundeți. Mai sunt 12 minute până la final de emisiune. Aș vrea să tragem niște concluzii. Ce așteptări aveți de la Drusal în momentul de față? Așteptările de la Drusal sunt cele pe care le-am avut tot timpul, de a fi un partener serios care vine cu soluții, nu doar cu provocări. Ceea ce fac ei astăzi, prin acele comunicate, ei practic fac politică, nu mai fac salubrizare. Ori le-aș sugera totuși să-și vadă de serviciu public, pentru că ei sunt într-un serviciu public, nu sunt într-un SRL oarecare. Sunt într-un serviciu public. În momentul în care ești într-un serviciu public, poți răspunde și penal pentru ceea ce faci sau nu faci. Aveți variante de rezervă în cazul în care nu ați mai lucrat cu Drusal? În cazul în care nu aș mai lucra cu Drusalul, aș face o procedură de urgență pentru selectarea unui operator și în foarte scurt timp sunt convins că sunt suficienți operatori în țara asta care ar dori să lucreze și în Maramureș. Așadar, pe linie deci nu, să nu creadă cineva că fără Drusal murim aici în Maramureș și necați în deșeuri, că sunt și alți operatori care au și soluții de depozitare. Liniștim populația că în momentul de față gunoaiele vor fi ridicate, da, de la toate platformele, evident că din toate localitățile, dar soluția cu Bistrița este doar pe o săptămână și jumătate, adică de marți începând, o săptămână și jumătate. Iar în paralel căutăm și alte variante, ceea ce v-am spus și mai devreme, pentru a ajunge la capacitatea de minimum 3.000-3.500 de tone pe lună, astfel încât să avem pe o perioadă mai lungă de timp asigurată problema depozitării deșeurilor. După cum vă spuneam, am și alte întrebări. Conflictul de la municipiul Baia Mare în ce privește pe domnul viceprimar Bab Jolt Ișvan, care este punctul de vedere al PNL Maramureș?
Opinia mea este că nu este deloc potrivit să polarizăm între etnii, între grupuri etnice locale, pentru că noi avem o conviețuire foarte bună la nivelul județului Maramureș cu maghiarii. Eu, pe stradă, la bunica mea, erau foarte mulți maghiari, am foarte mulți prieteni maghiari. Toți am copilărit aici împreună, suntem relativ de vârste apropiate și cu Papjolt, și cu Pinter, și cu Cătălin Chereche, și cu toți ceilalți. Cred că trebuie să ne respectăm în primul rând reciproc, iar chestiunea asta cu Curtoș Colac mi se pare un pic întinsă la extremă, în sensul că niciodată Curtoș Colac nu o să se numească Cozonac. La fel cum nu o să se numească, nu știu, hot dog-ul câine în călduri sau alte denumiri de genul ăsta. Dacă vrei să mănânci un hot dog, mănânci un hot dog, nu mănânci un, nu știu, o pâine cu cremvuști. Mănânci un hot dog, la fel ca și Curtoș Colac. Toată lumea mănâncă Curtoș Colac, acum să fim realiști. Tot fără atribuție a rămas domnul Papjol, din ceea ce știți? Nu știu să-i fi dat din nou atribuții. Mi se pare, din punctul meu de vedere, viceprimarul Papjolt este un om așezat, un om aplecat pe problemele comunității și el trebuie valorificat de administrația publică locală, așa cum a fost valorificat și până acum. Și în problema aceasta, să știți că colegii maghiari încearcă să ne sprijine în județele maghiare la cu toate Harghita, că unii spuneau că cu Mureșul a fost o problemă și din cauza acelui scandal interetnic. Nu zic că nu i-or fi deranjat pe cei de la Mureș faptul că au existat aceste atacuri publice, dar una peste alta și ei să știți că se implică în rezolvarea acestei probleme. Guvernul a transmis că toate instituțiile publice să facă economii la utilități. E mai greu la Palatul Administrativ din Baia Mare pentru că această clădire e foarte veche și chiar dacă există acel plan privind o reabilitare... Nu există un plan, este un proiect. Un proiect finalizat. Păi, dumneavoastră ați ieșit cu planul lui Bogdan. În acel plan sunt foarte multe proiecte, da? Deci, pe partea aceasta, sigur... Planul, adică Palatul Administrativ, pentru că am văzut reacții și pro și contra că trebuie să renovăm sau nu Palatul Administrativ. Eu sunt de părere că dacă există o oportunitate de a fi renovat, pentru că este o clădire emblematică a județului Maramureș, nu este o clădire a lui Ionel Bogdan sau a lui X din Consiliul Județean sau a lui Y, ci este o clădire a județului Maramureș și care, în care funcționează peste 13 instituții, nu funcționează doar Consiliul Județean Maramureș și asta este un lucru important și trebuie spus, peste 13 instituții publice deconcentrate, care aparțin fie de Consiliul Județean, fie de Guvernul României, marea majoritate dintre ele, cum este inclusiv Prefectura. Această clădire este una veche, una gândită într-un anume fel. Evident că are probleme din punct de vedere energetic. În primul rând, geamurile, la geamuri suflă vântul în fiecare iarnă, mai ales. Știți cum face călcările au fost iarna trecută cu utilitățile? N-am făcut un calcul exact, dar avem undeva la 200 și ceva de mii de lei pe lunile de iarnă în iarna trecută. În condițiile date, ce economii veți putea face? În condițiile date, foarte mici economii vom putea face, dar vom face economii în sensul că vom încerca să folosim măcar pe timp de noapte mai puțină energie electrică și evident și pe timp de zi. În schimb, ceea ce este important este că în luna aceasta scoatem la licitație proiectul de proiectare și execuție pentru Palatul Administrativ, iar când va fi finalizat în 2 ani de zile, estimez eu, deci undeva în 2024-2025, el va avea o reducere a energiei cu cel puțin 60%. Deci cu cel puțin 60%, conform auditului energetic pe care l-am făcut și a expertizei tehnice. Deci este un obiectiv și reducerea energiei. Vom pune panouri solare pe acoperiș, vom face toate demersurile astfel încât să avem un consum de energie cât mai redus. Mai mult decât atât, pe zona aceasta de energie vreau să știți că pregătim 3 proiecte pentru parcuri fotovoltaice prin care Consiliul Județean va deveni producător de energie verde și vom produce peste 30 de megawatts în județul Maramureș, 30 de megawatts oră,
care vor fi utilizați de către toți cetățenii și va fi o componentă importantă de energie verde produsă în județul Maramureș. Pe partea de spital, să știți că cel mai mare consumator al nostru este Spitalul Județean Constantin Opriș Baia Mare, care are cheltuiele exorbitante cu energia și e de înțeles acest lucru. Gândiți-vă că a trebuit să pornim căldura chiar din luna septembrie, pentru că deja temperaturile au fost prea joase. Am văzut că zâmbiți, ați văzut acea postare de pe internet. Am verificat ați imediat. Ați trimis echipă repede și... Păi am trimis, pentru că în fiecare bine salon... Că ați trimis, da. În fiecare e salon, bine și că oamenii reacționează. În fiecare salon există termometru și se vede temperatura în fiecare salon în parte. Drept urmare, este verificabil destul de ușor. N-am avut nicio sesizare în urma acelei postări, care a făcut multe vizualizări, am văzut. N-am avut nicio sesizare de la un cetățean internat în Spitalul Județean care se plânge de căldură. Nici una. Ba mai mult decât atât, mâncarea este foarte este, bună da. Și am făcut o treabă bună. Că mâncarea este bună. Și eu am mâncat în weekend când am fost la soția mea și chiar am vrut să verific acest lucru. Am întrebat-o pe soție, vrei mâncare? Nu, că e foarte bună mâncare. E în regulă, n-am de ce să-mi aduc ceva. Ați vrut altă mâncare? Să aduceți de acasă? Păi nu, am întrebat-o dacă are nevoie de ceva suplimentar, poate nu-i place ceva sau așa, ca și orice om care își respectă soția. Dar nu a fost nevoie și să știți că semnalele sunt foarte bune și încercăm să eficientizăm. Dar asta nu acolo, înseamnă că nu veți privi în continuare la toate sățezele care primim, vin de la spital. Nu e o problemă. E important să vedeți ce spun oamenii, dacă nu doar dacă nu primesc sesizări, n-am de unde să știu realitatea și problemele. Pe partea de energie și acolo depunem un proiect pe fotovoltaice, astfel încât vom produce 0,7 MW pe acoperișul spitalului și încercăm să cuplăm, dar nu știu, acum așteptăm ghidul final, încercăm să cuplăm și cu pompe de căldură, astfel încât să reducem consumul de energie cu aproape 70%. Gândiți-vă că factura Spitalului Județean din ianuarie 2022 a fost de 800.000 de lei pe o lună. Da. Deci costurile sunt exorbitante, dar avem aceste instrumente și este un avantaj că putem aplica. Deci să suntem pregătiți cu proiecte, aștept să lanseze ghidurile. În luna octombrie se lansează pe finalul lunii. Depunem rapid, anul viitor vom face investițiile. Păi vedem că și la Bihor se mișcă foarte repede lucrurile deja acolo. Și e un exemplu pe care l-am luat de la Bihor și de asta ne mișcăm. Acolo și vedem mai investiție după investiție. Mai repede. Mai spuneți-ne, domnule președinte, de ce la școlile din Maramureș încă nu este demarat pentru anul școlar în curs programul Cornul și Laptele? Pentru că am avut contracte cadru semnate din 2018. Contractele cadru au expirat odată cu acest an școlar și suntem în licitație publică pentru nou cadru, pentru că au existat și niște suplimentări de fonduri. Nu puteam să fac înainte să existe, iar suplimentările respective au fost doar în, adică actualizări de prețuri. Noi banii aceștia îi primim de la guvern. Deci toți banii pe Cornul și Laptele. Prin Ministerul Agriculturii, da? Exact. Vin de la guvern, direct la Consiliile Județene. Consiliile Județene gestionează acest program. Sau se pot gestiona și la nivel local. Eu am invitat anul trecut primăriile și le-am spus, domnule, preluați dumneavoastră ca să folosim produse locale, mere din comunitate. Aici erau foarte multe sesizări, că nu erau produse de proastă calitate. Vreau să vă spun că doar 7 primării din județul Maramureș au dorit acest lucru. 7. Dar veți cere calitate la aceste licitații? Calitatea produselor care vor am fi livrate? Am făcut foarte multe verificări. Să știți că au fost anul trecut. Știți ce s-a dat în trecut, nu? Știu. Păi tocmai de aceea, în urma sesizărilor pe care le-am primit, am făcut o serie de verificări, am trimis corpul de control. Domnul vicepreședinte Lazar a coordonat personal. Firmele spuneau că la banii care sunt, atâta pot livra. Aici este fals. Adică, merele nu pot fi de ale noastre, că nu avem producători. Păi asta pentru că ei au cantități foarte mari. La un județ întreg ai nevoie de cantități foarte Știm. Mari. Iar e greu să iei de la producători locali cantități foarte mari. De asta rugămintea mea pentru domnii primari a fost, domnule, preluați dumneavoastră Cornul și Laptele și dați-l acolo în comunitate, pentru că ar fi mers pe atribuiri directe. Era mult mai rapid. N-au vrut să-și asume. Că se încarcă cu chestiuni suplimentare. Așteptăm. Pe când sunt credeți foarte că vom primi? Acum eu vă spun, opinia mea despre Cornul și Laptele este că este un program ineficient.
Sunt tone de produse care se aruncă din fiecare școală la sfârșit. Sunt puțini, din păcate, elevii care efectiv mănâncă cornul și laptele. Și nu neapărat că sunt de proastă calitate, pentru că am verificat și în urma verificărilor s-au mai îmbunătățit. Dar, într-adevăr, fondurile sunt mici, produsele este un corn și un lapte și un măr. Dar este programul Masa Caldă, pe care și-a dublat capacitatea anul acesta și care este un program eficient, adică dai o masă caldă la copilul acela, mai ales celor din mediile defavorizate. Și atunci, cu siguranță, ai un efect mult mai bun decât doar acel corn și lapte, care, vă spun, mai ales în municipiul Baia Mare, în municipiul Siget, rămân lăzi întregi, probabil zeci de tone lunar, pe care le duc femeile de servici la porci acasă, că nu au ce să facă cu ele. Efectiv nu au ce să facă Așteptăm cu ele. Și de asta zic, este un program, din punctul meu de vedere, ineficient, așa cum este el. Trebuie schimbat, așa cum spunea și domnul ministru Daia până la urmă. Propunerea mea, și am văzut că și fostul ministru, sper și doamna nouă ministră a educației să îmbrățișeze această propunere. Propunerea este de a extinde cât mai mult programul Masa și Caldă acolo unde este nevoie. Degeaba dai la elevi care nu au nevoie nici de cornul statului, nici de lapte și nici de masa caldă. Dă-i ăluia care are nevoie și care va veni și va mânca masa respectivă. Și așa se va reduce abandonul școlar. Mulțumesc pentru participare. Să știți că vom urmări și programul acesta la Pelecornul și dacă vor fi sesizări, vă vom trimite. Evident. Teoretic ar trebui să finalizăm în scurt timp procedurile și să intrăm pe nou. O săptămână, două mai durează? N-am să vă spun exact data, dar vom reveni pe această speță. Să știți că la fel am avut probleme și cu primul ghiozdan și a fost o săptămână delay, adică timpul de răspuns la firme, pentru că, din păcate, n-au avut pe stoc ghiozdanele. E foarte complicată chestiunea asta cu stocurile și cu materiile prime în zilele noastre. Mulțumesc pentru participare. Vă mai aștept și pe alte subiecte, și chiar pe linie politică. Vă garantez de toată transparența pe care putem să o avem în administrație, astfel încât cetățenii să cunoască proiectele, problemele cu care ne confruntăm și soluțiile pe care le avem. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. O seară bună vă dorim. La revedere!